Tehnica de animație stop motion, cunoscută și ca stop cadru, este un truc ingenios ce face ca orice lucru sau figurină să se miște. Această iluzie se creează prin intermediul unor cadre fotografiate individual, în timp ce obiectele sunt mutate într-un ritm lent. Studenții din echipa Evrica, de la Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, știu foarte bine cum funcționează animația stop motion. Noi aici am pregătit un set pentru animație stop motion, pentru un exercițiu de curs. Am pregătit personajele și o poveste care se numește Violent Me, adică violentul din mine, în traducere, și ar accentua că noi toți avem o parte violentă pe care mai mult sau mai puțin o manifestăm prin anumite vicii, dar trebuie să fim atenți că uneori aceasta poate să afecteze și persoanele din jurul nostru. Un simplu carton, am improvizat, da, personajele sunt din plastilină, diferite buretă, scoici, ca să redăm așa un set acvatic. Partea mea în acest proiect a fost ca să realizez mai mult post-producție, și anume montajul, audio design-ul și deja animația la gură, lip-sync-ul. Procesul tehnic este unul curios. Noi luăm un obiect sau, spre exemplu, un model deja pregătit în scenă și mișcăm fiecare cadru, adică, spre exemplu, facem animația la mână, cum el o ridic și spune salut. Adică în fiecare moment noi facem un cadru, mișcăm, iarăși facem un cadru, iar mișcăm și tot așa. Pe urmă toate aceste imagini sunt transmise pe calculator și folosind aplicația After Effects, noi deja strângem toate imaginile într-un singur video. Iar echipa lui Vasile a decis să animeze o bătrânică. Aici vă prezentăm scena noastră. Ea este făcută din, în general, din carton. Avem aici ceas, mobilă, covor și, cel mai interesant, personajul nostru e doar capul și un bitșor pe centru. Și așadar noi schimbăm fețele la personaj. Avem aici și gândaci care se joacă cărți. Gândacii, apropo, sunt adevărat, doar că uscați. Povestea despre o băbuță care are ca un fel halucinații, dar noi în momentul când privim acest desen de stop motion ne dăm seama că ea este sub un preparat, morfin. Și la sfârșit de desen animat ne așteaptă o surpriză. Ideea de a lansa acest curs îi aparține lectorului universitar Stella Railean. Animația stop motion este o animație, o tehnică mai veche de animație, dar foarte populară în zilele noastre. Ce m-a motivat să o aduc și în Republica Moldova este faptul că timp de 10 ani am practicat animația stop motion, am ajuns la un nivel profesionist care îmi permite să dau studenților, să transmit mai departe cunoștințele. Totodată am avut o idee ambițioasă de a introduce un curs nou, alternativ de animație stop motion în cadrul Universității de Arte și Design de la noi și vreau să vă spun că am avut niște studenți extraordinari, foarte talentați.